Sute de metri pătrați de pășune au ars ieri noapte pe un deal de lângă municipiul Gherla. Localnicii care au văzut flăcările de la câțiva kilometri distanță au sunat imediat la 112, dar în zadar. Incendiul a izbucnit într-o zonă imposibil de ajuns cu mașina, iar pompierii au decis să lase flăcările să se stingă de la sine, fiind pregătiți să intervină doar în cazul în care exista pericolul ca acestea să se extindă. Incendiul a izbucnit înainte de lăsarea întunericului pe un deal de lângă municipiul Gherla. Localnicii care au văzut flăcările de la câțiva kilometri distanță au pus mâna pe telefon și au sunat la 112. La fața locului a fost trimis un echipaj de poliție care a constatat doar că într-adevăr arde pășunea. Nu mergem sus cu oile. Nu mergem acolo în parte. Dar ce e acolo, pășunea sau ce arde? Dacă e ceva pășune. Ceva pășune. Pădure, este pe acolo pe lângă. Nu este. Da, pe partea aia la pedare. Pe partea aia o mai până în genunchi. Nu nimic, că să lese acolo din jos, încolo. Până la casă încă câte... Deci pădure 100% nu este. Nu este pădure 100%. Nu. Chiar dacă pompierii ar fi fost solicitați să intervină, le era imposibil, întrucât incendiul era pe vârful unui deal, greu accesibil și cu piciorul. Flăcările amenințau mai multe turme de oi instalate în zonă. După câteva ore de ars, vâlvătaia a cuprins și mai mulți copaci aflați la marginea unei livezi. Ciobanii din zonă spun că este ceva obișnuit ca pășunea să fie curățată prin ardere, însă nu de o asemenea amploare. Într-un final, flăcările s-au stins singure, pompierii fiind pregătiți să intervină doar în cazul în care exista pericolul ca acestea să se extindă la zonele locuite.